cu tine. Lui Dumnezeu glorie, mi se bucură inima în mine. Lui Dumnezeu glorie, când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte. Lui Dumnezeu glorie, El mi-a adus mântuire, de aceea cânt pe vecie. Lui Dumnezeu glorie, când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte. Lui Dumnezeu glorie, El mi-a adus mântuire, de aceea cânt pe vecie. Lui Dumnezeu glorie, cu natura întreagă să-i cânt și eu. Lui Dumnezeu glorie, să-mi slăbească munții și apele. Lui Dumnezeu glorie, când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte. Lui Dumnezeu glorie, El mi-a adus mântuire, de aceea cânt pe vecie. Dumnezeu glorie, când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte. Lui Dumnezeu glorie, El mi-a adus mântuire, de aceea cânt pe vecie. Lui Dumnezeu glorie, 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 aleluia. Domnul Iisus m-a salvat, glorie, glorie, aleluia, sunt prin El răscumpărat, glorie, glorie, aleluia, Domnul Iisus m-a salvat, glorie, glorie, aleluia, sunt prin El răscumpărat, eu am pace, am multă pace, de când Iisus m-a salvat. Eu am pace, multă pace, sunt prin El răscumpărat. Glorie, glorie, aleluia, Domnul Iisus m-a salvat. Glorie, glorie, aleluia, sunt prin El răscumpărat. Glorie, aleluia, Domnul Iisus m-a salvat. Glorie, glorie, aleluia, sunt prin El răscumpărat. Am nădejde și bucurie, de când Iisus m-a salvat. Am nădejde și bucurie, sunt prin El răscumpărat. Să recitim versetul 5 din Ieremia, capitolul 1, cuvânt care spune așa: mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Amin. Vă rog să vă reașezați. Pentru următoarele momente aș dori ca să rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Cuvântul din calendar pregătit este din Ieremia, capitolul 1, de la versetul 4 la versetul 12, unde am descoperit mandatul slujirii. Așa, de fapt, am și intitulat mesajul din seara aceasta, mandatul slujirii. Pentru că Dumnezeu este Cel care oferă
un mandat atât oamenilor pe care îi cheamă într-un mod special, și o să ne referim și la aceștia, dar să știți că fiecare dintre noi, fiecare credincios, fiecare om al lui Dumnezeu are un mandat al slujirii. Fiecare dintre noi este special în ochii lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi este unic înaintea lui Dumnezeu. Noi nu suntem doar o turmă, o grămadă, o adunătură de oameni. În mod individual și specific, Dumnezeu ne-a creat unici și Dumnezeu ne iubește în mod particular și se ocupă de noi și de problemele noastre în mod particular, și Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare pe nume. Dacă Dumnezeu a dat importanță stelelor și astrelor cerești, le cheamă după număr și după nume pe toate, cu atât mai mult pe noi, care ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, și pentru noi Dumnezeu a pregătit raiul, împărăția Lui. Stelele, astrele cerești, tot universul ăsta se va încheia într-o zi, se va topi totul într-o zi. Dar Dumnezeu a pregătit cerul noi și un pământ nou pentru cei răscumpărați. Noi toți suntem speciali și unici înaintea lui Dumnezeu. Haideți să trecem prin acest mandat al slujirii, să vedem ce conține el din cuvântul lui Dumnezeu. Am să trec cât se poate de repede peste aceste adevăruri, și chiar dacă nu ne ocupăm de toate în seara aceasta, mă rog și doresc să fie cei mai important și mai necesar pentru noi. Dumnezeu face chemări și alegeri speciale, sau alegeri și chemări speciale. Dumnezeu este Cel care în mod special, în mod personal, în mod individual face chemări speciale oamenilor încă înainte de a se naște. Lucrul ăsta e extraordinar. Faptul că Dumnezeu declară că îl cunoaște pe Ieremia și ne-a cunoscut pe fiecare dintre noi înainte ca să fi fost întocmiți în pântecele mamei noastre, înainte ca să ne fi născut noi, Dumnezeu ne-a văzut și Dumnezeu ne-a cunoscut și Dumnezeu ne-a chemat și ne-a pus deoparte pentru mântuire în primul rând și apoi pentru lucrarea Lui în funcție de chemarea fiecăruia. Când privim la un copil, ce vedem noi? Ce putem vedea noi într-un copil, într-un copil mic? Noi vedem ceva, Dumnezeu vede cu totul altceva. Știți ce vedem noi într-un copil, într-un copil mic? Dacă are păr deja, cei mai mulți sunt fără păr, sau cu părul foarte rar, sau foarte blond, sau aproape chel când se nasc. Dar dacă are păr într-un anumit fel, o, zice, ăsta e părul lui taică-sa. Ne uităm apoi la el și ce vedem? Mă, are ochii lui mama. Bă, ăsta seamănă după bunicul. Ăsta seamănă după bunica, după mamă, după tată. Noi asta vedem în copil. Noi când ne uităm la un copil, vrem să vedem cu cine seamănă mai tare. O, de la gură în sus, așa e nepotul nostru. De la gură în sus, zice că totul e Ben, și de la gură în jos totul e Laura. Asta vedem noi ca și oameni. Ne uităm la copii și dumneavoastră la fel v-ați uitat. Pe noi asta ne interesează. Să vedem cu cine seamănă și cât e de drăguț. Știți că lucrul ăsta e de puțină importanță pentru Dumnezeu? Lucrul ăsta e, nu că nu e important, dar e de puțină importanță pentru Dumnezeu. Dumnezeu vede mult mai mult. Pentru că așa cum ne rugăm la binecuvântări de copii și cum fratele Samuel amintea chiar și dimineață, Dumnezeu are o alegere și o chemare specială pentru fiecare copil. Dumnezeu are un plan. Noi nu avem capacitatea să vedem peste 20 de ani. Că peste 20 de ani, copilașul ăsta care îl ținem în brațe, dacă ne luăm la trântă cu el, dă cu noi de pământ, ne împrăștiem, ne dor oasele. Dar Dumnezeu, Cel care le cunoaște pe toate, El vede în timp și vede alegerea și planul. Și de aceea trebuie să ne purtăm frumos cu toți copiii, că nu știm ce chemare și ce atingere are Dumnezeu. Ce putem vedea noi într-un copil? Ce poate vedea o lume care ucide copiii înainte de a se naște? Ce poate vedea o lume
care ucide copiii înainte de a se naște, care spune că ăștia nu-s ființe încă. Îi numește fetus sau le dă alte denumiri, embrion, numai ca să nu-i spună om, deși că are deja, are formă de om, deja îi bate inima, deja simte. De la primele săptămâni se vede că Dumnezeu a investit viață și identitate în copilașul acela înainte ca să naște, ca să se nască. Ce poate vedea lumea asta care ucide copiii înainte de a se naște? Ce crimă oribilă! Când se va trezi lumea și America și România și Europa și alte țări? Pentru că se încarcă cu sânge pe mâini medici și instituțiile și guvernul care aprobă și părinții și toți cei care se fac vinovați de aceste crime oribile, să omori un copil înainte de a-i da șansa la viață. Și unii spun că sunt și excepții. Una din excepții ar fi dacă un copil se concepe din viol. Și nici nu-mi place să mă gândesc și să vorbesc despre lucrurile acestea, dar așa s-a întâmplat că săptămâna aceasta soția mi-a pus să aud o mărturie. Nu știu de unde a primit-o, dacă a primit-o de la cineva sau cum a intrat în posesia ei, n-are mare importanță, poate că și unii dintre dumneavoastră ați auzit. E mărturia unei femei care vorbește cu o demnitate deosebită. Vorbește despre felul în care ea a fost concepută și felul în care a fost adusă pe lume. Această femeie, care acum e medic de urgență, și care scopul vieții ei e să salveze vieți. Pentru asta trăiește. Eu doar în scurte cuvinte am să ating punctele cheie din mărturia ei. Are o mărturie mai lungă, care te mișcă, te răscolește, te face să gândești foarte serios. Ea spune așa: când mama mea a avut 17-18 ani, a fost victima unui viol și a rămas însărcinată. Și a venit acasă și a stat de vorbă cu mama ei. Și mama i-a spus: dragă, trebuie să faci avort. Trebuie să faci avort. Tu nu poți să crești copilul ăsta, nici nu l-ai dorit, nici nu-l dorești. Eu n-am de gând să cresc copilul acesta. Sper că niciunul dintre noi de aici n-am trecut printr-o experiență din asta și să ne păzească Dumnezeu să trecem prin așa ceva. Să ne păzească pe noi și copiii noștri. Dar știți că se întâmplă din când în când și la oricine se poate întâmpla. Și iată că s-a întâmplat la o tânără. Și mama a pus presiune pe fiica ei și a zis: nu naști copilul ăsta. Copilul ăsta nu o să aibă tată, tu nu o să poți să-l ții, ăsta nu vine în lume, ăsta nu-i dorit. Copilul ăsta trebuie avortat. Și această tânără a mers la dispensar, la locația unde să îi se facă avortul. Și acolo cineva a lămurit-o și a prins un beculeț în conștiința ei. Și a zis: nu-i bine ce faci. Omori o ființă nevinovată. Cu ce-i vinovat copilul ăla care s-a zămislit în tine? Cu ce-i vinovat copilul ăla că a venit pe lume și vine pe lume așa cum a venit? Nu-l omori. Sunt atâția părinți care abia așteaptă să aibă un copil. Dă-l să fie înfiat. Du-te la un centru de adopție. O să găsești părinți pentru copilul ăsta, dar nu omorâ, nu-ți mânji mâinile cu sângele unei ființe nevinovate. Și s-a întors fata de la clinică acasă și bineînțeles că a fost forțată și de împrejurări și de condiții să nască copilul, dar să-l dea la o familie care a vrut să aibă copil și nu putea să aibă copil. Și o familie bună a luat această fetiță, a înfiat-o și a fost fiica acelei familii. Fiica a crescut mare, când a crescut mare, i s-a spus ce s-a întâmplat
Și ea și-a contactat mama naturală. A stat de vorbă cu ea și acum ea mărturisea că în urmă cu câteva luni de zile, dacă nu greșesc, mama ei la 50 și ceva de ani a murit, mama ei naturală, a murit de o boală. Și a spus, ultimile zile ale vieții mele, le-am stat la spital, ale vieții mamei mele, am stat la spital lângă mama mea. Și am un respect deosebit pentru mama mea naturală, spunea ea. Pentru mine ea e eroină. Și eroină pentru faptul că nu m-a avortat. Și că n-a renunțat la mine, pentru că m-a adus în lumea aceasta. Eu înțeleg că n-a putut să mă crească. Și nu sunt supărată pe ea, nici n-am nimic în lăuntru meu împotriva ei, pentru că n-a putut să mă crească. Cum putea să mă crească o tânără la 17-18 ani, cu presiuni din partea familiei, cu un copil venit din avort? N-a putut să mă crească. Dar m-a născut, m-a adus în lume, nu m-a omorât, nu mi-a luat viața. M-a adus în lume și m-a dat la o familie care m-a crescut. Și eu respect părinții care m-au crescut și o respect pe mama care m-a adus în lume. Și spune ea, scopul vieții mele este să salvez vieți. Am ajuns unde am ajuns pentru că cineva s-a întors de la clinica de avort, s-a întors acasă și n-a curmat viața unui copil nevinovat. Și n-am avut complexe toată viața, n-am avut probleme toată viața. Toți au zis că nu o să fiu nimic, că așa au gândit. Nu o să ajungă nimic din ființa asta, că va fi vai de ea, că va fi a nimănui, că va fi complexată și așa mai departe. Nu e adevărat. Am o viață fericită, am o viață împlinită, îl cunosc pe Dumnezeu și salvez vieți. Iubiți frați și surori și iubit popor al Domnului, Dumnezeu este Cel care ne-a cunoscut pe noi înainte ca să fim concepuți și încă din pântecele mamei noastre. Dumnezeu și-a pus mâna peste noi și iată-ne că suntem aici, în casa lui Dumnezeu în seara aceasta. Și tu și eu suntem speciali și avem mare valoare în ochii lui Dumnezeu. Și fiecare copil care se zămislește și care vine în lumea aceasta e special și deosebit. Și fiecare copil care e în adunare, dorim din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze și Dumnezeu să-și pună mâna peste ei. Psalmul 139, versetele 15 la 16, nu știu dacă le avem, le putem avea proiectate, dar oricum le avem în Scriptură și cuvântul spune așa: trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plod fără chip. Adică înainte de 3 luni de zile în pântecele mamei, când nu eram încă decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte ca să fi fost vreuna din ele. Și în Galateni, în capitolul 1, versetul 15, apostolul Pavel primește descoperirea din partea lui Dumnezeu. El spune așa: dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri. Iată că Dumnezeu face alegeri și chemări speciale și iată că Dumnezeu ne-a cunoscut pe noi și cunoaște copiii noștri înainte ca să fie concepuți și încă din pântecele mamei lor. De aceea îi bine și știu că avem obiceiul acesta. De când aflăm și de când am aflat fiecare în dreptul nostru și dumneavoastră în dreptul dumneavoastră că soția e însărcinată, ce facem? Începem să ne rugăm. Începem să ne rugăm. Să spunem: Doamne, binecuvintează. Doamne, binecuvintează copilul care se va naște. Mulți dintre voi îi puneți muzică, puneți pe burtă iPad-ul sau știu eu alt aparat și puneți muzică, dar nu puneți muzică rock, nu puneți bubuituri și din astea că îi speriați somnul și îl nenorociți pe copil. Puneți muzică frumoasă, muzică plăcută, muzică spirituală, muzică mângăitoare. Lăsați-l așa cum îi
să audă, că aude. Informațiile prin sunet intră în căpușorul lui, în creierul lui, încă din pântecele mamei lui. Chiar domnul congressman Trent Franks ne spunea aseară la nuntă, am stat cu dumnealui la masă și spunea că ar fi un caz real despre cineva în Germania care, ascultând, fiind adult, ascultând o muzică pentru prima dată, el a zis că a mai auzit muzica aceea, a ascultat muzica aceea. El știe muzica aceea, el cunoaște melodia aceea. Și, neavând ghidarea necesară, a crezut în reîncarnare și a zis: eu am mai fost cândva pe pământ și ori am cântat, ori am scris, ori ceva s-a întâmplat, că am fost în contact cu muzica asta. Și acum am reîncarnat. Până când a aflat de la mama lui și a zis: mă, copile, dar ce-i cu tine? Ai luat o razna, aiurea. Încep să crezi nebunii. Tu știi, mă, copile, când eu am fost însărcinată cu tine, tot timpul am pus melodia asta ca să cânte. Tu cunoști. Undeva în subconștientul tău s-a înregistrat, încă din pântecele meu, de când tu erai, s-a înregistrat melodia asta. Iubiți frați și surori, există valoare în viață și Dumnezeu e Cel care dă valoare. Și bine să ne ocupăm de copii încă dinainte de a se naște. Surorile, evitați cafeaua, evitați medicamentele, evitați oboseala, evitați lipsa de somn. Aveți grijă de copil înainte ca să se nască. Acum să nu fiți ca și prințese și să umblați așa: I don't touch this, I don't do this, nu mă ocup de nimic, nu fac nimic pentru că sunt însărcinate. Că mai sunt și din astea care vor să fie ca și păpușile. Atunci nu cumva să întâmple ceva. Nici chiar așa exagerat, deci în termeni rezonabili. Dar încă de la început, încă de la început să știm că Dumnezeu este Cel care a creat viața și Dumnezeu are un plan. Are un plan și planul lui este măreț. Mandatul acesta al slujirii, Dumnezeu este Cel care ne cheamă și ne alege și ne cunoaște înainte ca să ne naștem. În acest mandat al slujirii, în al doilea rând, Dumnezeu poruncește. Versetul 7, partea a doua: vei spune tot ce-ți voi porunci, îi spune Dumnezeu lui Ieremia. Mesajul e și trebuie să fie al Domnului. Noi trebuie să spunem ce ne poruncește Dumnezeu. Mesajul nu e al nostru. Nu vă spun lucruri noi, dar noi suntem poștași. Știți ce e la poștaș, fetelor? Știți ce e la poștaș? The mailman. The man that brings the mail. Not the mail, the male and female. The mail, the letters. Ok? Ne putem încurca în engleză, așa e. E omul, bărbatul sau femeia care aduce poștă, aduce scrisorile. Și când am sosit în America în primul an, am și zâmbit atunci. Zicea că aici în America lumea e cea mai supărată pe poștaș, pe mailman. Aici n-are treabă lumea cu poliția, cu pompierii și cu alții. Cu poștașul are treabă. Dar de ce zice? Că poștașul se aduce toate bilurile, se le pune pe cap și îi vai de tine. Aici nu mai faci față. De poștaș ți-e frică aici. Nu de pompieri și de poliție și de miliție. Poștașul e nevinovat. El e agentul care transmite. Predicatorii, robii lui Dumnezeu, n-ar trebui să fie și n-ar trebui să fim altceva decât purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu e Cel care dă cuvântul și noi transmitem cuvântul mai departe. Așa spune Dumnezeu. Așa îi spune lui Ieremia: eu îți voi spune, vei spune tu tot ce îți voi porunci eu. Dumnezeu dă porunci. Și când Dumnezeu îți poruncește și spune: asta trebuie să spui, asta trebuie să predici, că e scris în Biblie. Dacă nu e scris în Biblie, să nu predici. Dar dacă e scris în Biblie, să predici cu îndrăzneală. Că Dumnezeu este Cel care poartă de grijă. Și cuvântul e al Lui. Mai bine să ne condamne oamenii că am predicat ce scrie în Biblie,
decât într-o zi să ne pedepsească Dumnezeu că n-am predicat ce ne-a poruncit El. Întotdeauna e mai bine să fii prieten cu Dumnezeu. Că oamenii astea au în brață și mândă cu tine de pământ. Dar Dumnezeu este credincios. Și Dumnezeu poartă de grijă. Și Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci. Binecuvântat să fie numele Lui. În acest mandat Dumnezeu poruncește. Și noi toți, toți, nu numai cei care predică de aici, toți trebuie să ducem acest mandat. Să luăm porunca Domnului și să o facem cunoscut oamenilor. În al treilea rând, în acest mandat Dumnezeu oferă protecție. Că nu te poți duce singur. Te poți duce singur. Ieremia a zis, Doamne, eu sunt un copil. Ba, ucenicii erau îngrijorați când Domnul Iisus le spune că îi trimite ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Doamne, dar cum vine treaba asta? Că un lup între oi se descurcă, dar miei între lupi nu se descurcă. Cum vine treaba asta? Yes. Suntem ca niște miei în mijlocul lupilor. Dar ce e foarte important e că Dumnezeu e Cel care păzește miei în mijlocul lupilor. Așa promite Dumnezeu lui Ieremia. Eu sunt cu tine ca să te scap, în versetul 8. Și în acest mandat Dumnezeu oferă protecție. Eu sunt cu tine ca să te scap. Toată Biblia, frați și surori, e presărată cu experiențe și cu evenimente în care Dumnezeu a păzit poporul Lui. Dumnezeu este Cel care l-a păzit pe Noe în corabie. Dumnezeu a vrut să-l salveze pe Noe și l-a salvat. Toată lumea a perit, dar a rămas în viață pe cel pe care l-a păzit Dumnezeu, l-a protejat Dumnezeu. A venit vremea când Dumnezeu să păzească și să protejeze de moarte pe Israel și copiii lui. Și l-a trimis pe Iosif înainte, în Egipt, ca să-i pregătească terenul. Și l-a scos din foamete, de unde mureau oamenii de foame. I-a scos Dumnezeu și a dus în Egipt. Și au trăit bine, pentru că Dumnezeu a fost cu ei. A venit vremea când să iasă poporul evreu din Egipt. Și au fost în fața Mării Roșii. Și pentru că mâna Domnului era peste ei, cu pază și protecție s-a deschis Marea Roșie. În două și-au trecut ca pe uscat. A fost vremea în care tinerii în Babilon să stea în picioare pentru Domnul. În fața cuptorului aprins și încins de 7 ore. Și Dumnezeu a făcut aer condiționat în cuptorul încins. În cuptorul care a omorât pe cei care au aruncat pe tineri înăuntru. Dumnezeu a intrat împreună cu ei acolo. Foc, apă, moarte, pericol. Nimic nu te atinge câtă vreme Dumnezeu este cu tine și e sub protecția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu oferă această protecție. Noi nu suntem azi în viață pentru că suntem cei mai cumoți, cei mai deștepți, cei mai grozavi. Noi suntem azi în viață și suntem aici pentru că până acum ne-a păzit Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. În acest mandat Dumnezeu oferă protecția Lui. Apoi, în al patrulea rând, Dumnezeu echipează. Dumnezeu când trimite, dă porunci, alege, dă porunci, oferă protecție și echipează. Îi pregătește pe oameni pentru lucrarea pe care trebuie să o facă. Versetul 9. El dă cuvânt, El dă autoritate, El dă abilitate, El dă ungere. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Ce spunea Ieremia, spunea, Doamne, eu sunt tânăr, un copil, îs nepregătit, de unde să vorbesc? De unde să scot eu cuvinte? Ce să spun oamenilor la care mă trimiți? Și Domnul spune, nu-ți fă nicio problemă. S-a atins de el și de gura lui și a pus cuvinte. L-a echipat, l-a pregătit. Dumnezeu este Cel care echipează și pregătește oamenii. Iată-l pe Sfântul Petru în ziua de Rusalii, pescar, fraților. Poate că nu concepem sau nu pricepem în totalitate ce a însemnat să fii pescar în urmă cu 2000 de ani. Că acum pescarii pot să fie foarte educați.
acum sunt doctori pescari, sunt avocați pescari, sunt congressmen pescari, sunt președinți pescari, acum pescari sunt oameni cu capul mare. Dar pe vremea aceea, pescarii nu știau să scrie și nu știau să citească. Fraților, în urmă cu 2000 de ani, poate peste 90% din populația Pământului era analfabetă. Pescarii n-au mers nici o zi la școală. Nu știau să scrie și nu știau să citească. De unde vocabular, de unde cunoștință, de unde putere, de unde autoritate, de unde energie, de unde abilitate la Petru în ziua de Rusalii să se ridice în față la mii de oameni și să țină o predică și să le vorbească oamenilor în așa fel încât 3000 de oameni să se întoarcă la Dumnezeu în ziua aceea. Un pescar, om necărturar, neînvățat, care n-a scris în viața lui, care n-a citit o carte în viața lui. De unde, fraților? L-a echipat Dumnezeu. L-a echipat Dumnezeu. Pentru că atunci când te trimite Dumnezeu, când oferă un mandat, Dumnezeu îți dă și autoritate și abilitate și pricepere. Dumnezeu e Cel care te atinge și te pregătește pentru lucrarea respectivă. Îi bai când se face invers. Când oamenii se apucă de lucrări la care nu i-a chemat Dumnezeu, acolo îi bai. Probabil că ați auzit de întâmplarea, se pare că ar fi adevărată și putea să fie adevărată. Undeva în România, un frate foarte, foarte impulsiv, tot l-a bătut la cap pe păstor să-l pună la predică. Frate, pune-mă și pe mine la predică, m-a chemat Dumnezeu să predic. Frate, pune-mă la predică. Dă-mi și mie ocazia să țin o predică. Dumnezeu m-a chemat, arde în mine focul ăsta. Trebuie să predic, frate. Și păstorul l-a pus la predică. Într-o duminică l-a pus la predică. După ce și-o termina predica, n-a fost bun de nimic. Nici predicatorul, dar mai rău păstorul. Că și-o dat seama că e omul potrivit la locul nepotrivit. Și a mers la... Păstorul a mers la zisul predicator și a zis: frate, eu te-am pus că tot ai insistat, dar dumneata, de unde ai ajuns la concluzia că te-a chemat Dumnezeu? Că ai fost pe capul meu, eu am fost convins că Dumnezeu ți-a vorbit ca să predici. De unde descoperi asta? Frate, zice, Dumnezeu mi-a descoperit într-o noapte. Într-o noapte, în vis, mă găseam în grădină, în spatele grădinii mele, terenul era așa frumos și curățat și arat, nemaipomenit. Și a apărut la orizont 3 litere. D, S, P, D, S, P. D, S, P. Și eu când am văzut ogorul, eu am spiritualizat situația. Am zis, ăsta e ogorul Evangheliei și asta e porunca Domnului. Du-te să predici. D, S, P. Și frate, asta am primit din partea Domnului și asta am crezut. Dar văd că nu merge. Și păstorul a fost inspirat și a zis, zice, Domnul ți-a vorbit bine, dar tu n-ai înțeles bine. Domnul ți-a vorbit ca să mergi și să seamini porumb. D, S, P, du-te, seamănă porumb. E grădina ta și vremea să mergi să bagi plugul în brazdă și să arunci sămânța. Du-te, seamănă porumb. Nu du-te să predici. În momentul în care Dumnezeu te cheamă la cântare, îți dă dar să cânti și ai habar un pic de muzică, cât de cât. Și dacă nu știi să o scrii și să o citești, dar o ai în tine, îți curge, până când te taie cineva la mână, prin vinele tale curge note muzicale. Că sunt și din ăștia care sunt pregătiți așa. Dumnezeu este Cel care înzestrează oamenii. Ăsta e punctul cheie. Dumnezeu este Cel care în mandatul de slujire îl echipează pe om, se atinge de om și îl autorizează pentru lucrarea care o face. Dumnezeu să binecuvânteze toți slujitorii din adunare și noi toți suntem slujitori, fraților, urma cei care trecem pe la amvon. Și în ultimul rând, în al cincilea rând, predica nu a fost pe 3 puncte, dar uite că în 20 ceva de minute avem 5. Dumnezeu veghează asupra cuvântului dat de El. Fraților, ăsta e cel mai grozav și nu-i nimic nou. Versetele 11 la 12, ce vezi, Ieremia? Văd un vegheator, Doamne, bine ai văzut, eu ți-am făcut descoperirea asta.
ai văzut bine un veghetor, pe mine m-ai văzut. Eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Acest cuvânt al lui Dumnezeu mișcă, produce, rodește, aduce viață, ia ființă, taie, mânghie, vindecă, ridică, sprijinește, descoperă, mântuiește, iartă păcate, vindecă suflete și boli. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este nelimitat în putere. Prin cuvântul lui Dumnezeu s-a creat tot ce se vede și prin cuvântul lui Dumnezeu ia ființă și a luat ființă. Tot ce are ființă. E minunat acest cuvânt și e minunat că asupra cuvântului lui Dumnezeu nu veghem noi, fraților. Nu veghem noi. Veghează Dumnezeu ca să se împlinească acest cuvânt. Noi doar trebuie să-l citim, să-l studiem, să-l predicăm și să-l împlinim. În ce ne aparține nouă? În ce nu ne aparține nouă? Nu trebuie să ne batem capul. Unii atâta se consumă cu 666 și cu fiara. Vai, Doamne, ce va fi cu noi? Și vine prigoana, și vine cipul, și vine mai știu ce vine. Frate, lasă-le pe astea, tu să te pocăiești, frate. Tu în fiecare zi să trăiești pentru Domnul. El în timp ce se sperie de toate lucrurile care nu știu dacă o să vină și când o să vină și cum o să vină, el se consumă de toate lucrurile astea. În timpul ăla, el face șmecherii, minte, înșală, fură și trăiește în alte lucruri. Dar el e foarte îngrijorat de împlinirea pe care o va aduce Dumnezeu la cuvântul lui. Frați și surori, noi trebuie să ne împlinim ce ne aparține nouă. Ce aparține lui Dumnezeu, el veghează. El veghează. Și ce nu putem noi împlini în viața noastră, și-a promis Dumnezeu, împlinește Dumnezeu pentru noi. Dacă ți-a promis Dumnezeu ceva, dacă Dumnezeu, nu omul, dacă Dumnezeu ți-a promis ceva, se va duce la îndeplinire 100%. Anul ăsta sau anul viitor sau până la sfârșitul vieții sau după ce treci din lumea asta, dar cuvântul se va duce la îndeplinire dacă e din partea lui Dumnezeu, după cum l-a promis Dumnezeu. Pentru că el veghează asupra cuvântului lui. Nu uitați, fraților, că noi suntem mântuiți astăzi în casa lui Dumnezeu datorită acestui cuvânt. Cine putea să ne schimbe nouă inima? Cine putea să ne schimbe nouă mintea? Cine putea să ne transforme nouă viața? Cine putea, dacă nu cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a atins inima într-o zi? Da, există putere în acest cuvânt și acest cuvânt al lui Dumnezeu rămâne în picioare și va atinge încă generații, dacă Domnul nu vine, și va ajunge până la marginile pământului. Domnul să ne binecuvânteze pe toți cu acest mandat al slujirii. Toți suntem chemați să slujim, fiecare în dreptul nostru. Și să nu uităm că Dumnezeu își ține promisiunile, să ține de cuvânt. Dumnezeu ne oferă protecție, Dumnezeu ne oferă autoritate și abilitate și putere în slujire. Dumnezeu este Cel care ne alege și care ne trimite și care ne cheamă și care ne pune în lucrare. Și Dumnezeu este Cel care ne poruncește și noi trebuie să fim credincioși poruncii Lui.